Bună seara! Trei puncte extrem de importante după înfrângerea din etapa trecută, după un meci de luptă astăzi. Liga a doua este o luptă până la urmă. Și e adevărat că în ultimele două deplasări în campionat ne-am descurcat destul de prost. Astăzi, jucând între ghilimele acasă, un teren cât de cât regulat, am întâlnit o echipă care ultimele două etape a reușit să încurce echipele de pe primul loc și cred că al doilea loc, dacă nu mă înșel. Știam că va trebui să luptăm, jucătorii să aibă o reacție după înfrângerea de la Csíkszereda, pe care din păcate n-am înțeles-o prea mult, mai ales pentru a doua repriză. Dar sunt foarte, foarte mulțumit pentru devotamentul lor, pentru determinarea lor și dacă am reușit să jucăm așa în fiecare etapă, cu siguranță am adunat mult mai multe puncte. Cred că vă doriți mai multe ocazii de poartă, un joc mai combinativ care să aducă. La Csíkszereda am avut două ocazii rarisime de poartă și n-am reușit să marcăm și ați văzut repriza a doua, totul s-a întors după primirea golului. Până la urmă, victoria e victorie și dacă e muncită sau e obținută mult mai lejer, dar trebuie să credem, suntem studenți, trebuie să ne sacrificăm, nu? Și dacă ne este greu în anumite momente, spiritul trebuie să meargă până la capăt. Cât de greu este să jucați și în deplasare toate meciurile, că până la urmă asta se întâmplă astăzi la Bistrița, probabil și etapa următoare de pe teren propriu tot aici la Bistrița. Da, din câte am înțeles, cred că de-abia la începutul lunii noiembrie ne vom întoarce la Cluj. Nu ne plângem. Acest lucru se întâmplă în fiecare an la această echipă din cauza Antoldului. Important este să ne adaptăm și să încercăm să obținem victorii, pentru că trebuie să ne menținem în prima, de fapt pe primele locuri ale clasamentului, măcar să fim într-o zonă de play-off. Mulțumesc! La Duj, la Piși.